Fostul capitan al FC Botoșani, Enrico Papa, a debutat la Sepsi și vine luni 20 februarie ca adversar pe Municipal. Împrumutat de albi-roșii până la finalul sezonului de la formația turcă Rizespor, Papa a intrat în teren în jocul cu Chindia, scor 2-2, în minutul 62 în locul lui junior. Enrico Papa a evoluat în prima ligă din România la FC Botoșani în perioada 2018-2022. Duelul FC Botoșani-Sepsi va fi o adevărată finală pentru locul 6, trupa lui Flaviu Stoican jucându-și în acest meci în care are de luat și o revanșă după umilința din tur, scor 7-0, ultima carte la play-off.